Dragilor, subiectul de astăzi va fi unul destul de interesant pentru că tot mai des în ultima perioadă sunt întrebat despre trotinete și biciclete electrice. Ce să alegi, pentru ce, care și pentru ce se potrivesc mai bine. Evident, nu atât de des despre Samsung și iPhone, dar sunt întrebat și despre ele. Așa că astăzi încercăm să aflăm în limita unui oraș, ca să merg de acasă, până la birou, până la școală, până la un mall sau universitate, cu ce îmi va fi mai comod. Cu o bicicletă sau cu o trotinetă. Desigur, te aștept și pe tine în comentarii ca să ne scrii părerea ta, și nu uita să te abonezi, pentru că e gratuit, iar pentru noi contează. Hai să începem! Pentru început, vreau să stabilim câteva reguli care astăzi vor fi importante pentru noi. Uite, bicicletele de regulă sunt mai potrivite pentru distanțe lungi. De exemplu, între două localități, fie oraș, fie sat, nu contează. Pentru noi condiția de bază astăzi este în limita unei singure localități. Atât tu îți propui să ajungi de acasă până la birou, până la muncă. Uite, trotinetele ating o viteză maximă de aproximativ 25 de km. Majoritatea trotinetelor sunt cele care ating și până la 40, dar mai rare. Cu o bicicletă ajungi și până la 40, dar 25, 20, 25 de km este suficient ca să te miști prin oraș și cel mai important, cu ele depui minim efort ca să nu ajungi transpirat la birou. Acum să trecem la avantajele și dezavantajele fiecăreia și hai să începem cu bicicleta. Primul avantaj e confortul. Datorită și ei și au poziției mai ergonomice, bicicletele sunt mai potrivite pentru distanțele mai lungi. Îți dau un singur exemplu. De la mine de acasă până la birou sunt exact 13 km. Iată, asta eu o consider o distanță lungă. Încă un avantaj, datorită roților mai mari, cu bicicleta îți va fi mai simplu să te cațări pe borduri, pe trotuare, să mergi pe un drum mai accidentat și iarăși, dacă luăm în calcul, să zicem, scenariul meu de utilizare, în acești 13 km, piste pentru bicicliști e doar aproximativ 7-8 km. În rest, eu iată, trebuie să sar așa, de pe o bordură, pe alta și avantajul ei este că, fără să oprești, tu poți urca pe aceste borduri. Al treilea avantaj este, dacă bateria biciclete electrice se descarcă, tu poți continua deplasarea. Dai din pedale și mergi sănătos, nu trebuie să cauți soluții, cum să o cari, ți-a mai rămas 6 km până acasă și urci cu ea în transport public. Și ultimul avantaj despre care vreau să zic, cu ele tu poți căra greutăți. Te-ai oprit la supermarket înainte să ajungi acasă, ai făcut câteva cumpărături, le-ai pus într-un coș și poftim te-ai deplasat mai departe. Însă, desigur, trebuie să vorbim și despre dezavantaje, și primul dezavantaj este unde tu o vei depozita, unde tu o vei pentru că să o cari cu tine în apartament e cam dificil. Ai nevoie de mai mult spațiu. Și pentru cei care vor scrie în comentarii că sunt biciclete electrice care le poți strânge și ocupă mai puțin spațiu. De exemplu, varianta pe care o am eu astăzi la test e destul de grea și îți ia cam mult timp să o strângi și să o desfaci mereu și și mi se pare mie că atunci când o cumperi, vei spune că voi face asta zi de zi, dar cred că peste o lună te vei sătura. Și iarăși, dacă stai la bloc și vrei să o cari cu tine până la etajul 2, 3, ca să o lași în scara blocului, iarăși, e cam dificil să o cari zilnic cu tine cel puțin o dată în sus, în jos, pentru că bateria bicicletelor iarăși adaugă considerabil la greutate. Trecem la trotinete. Și primul avantaj, desigur, este cum tu o vei depozita, pentru că cu ea totul este mult mai simplu. O poți depozita unde vrei tu, și în casă și în într-un în școală, absolut unde dorești tu. Chiar și în port bagajul mașinii dacă ai nevoie. Să zicem, te-ai dus undeva cu trotineta, dar vrei să revii cu mașina. Simplu, ai pus-o în port bagajul mașinii. Poți urca cu ele și în transportul public. E mult mai simplu să o depozitezi acolo unde ai tu nevoie. Încă un avantaj e manevrabilitatea. Trotineta e mică, și dacă tu nu ai o bandă special destinată pentru asta, cu ea este mult mai simplu să mergi pe trotuare, pe trotuare înguste, în spații înguste. E elementar, ocupă mai puțin spațiu și este mult mai ușor să mergi printre oameni. Ceea ce nu recomand de fapt să faci. Dar, la necesitate, poți face asta. Și ultimul argument preț sau costuri. De regulă. O trotinetă electrică este mult mai accesibilă și în costul de achiziționare, și în costurile de întreținere. Despre viteze, despre distanțele pe care le parcurgi, astăzi nu am să abordez subiectul ăsta, pentru că fiecare bicicletă și fiecare trotinetă au parametrii lor, tu deja o alegi pe cea care ți se potrivește mai bine din toate punctele de vedere. Acum, hai să zic despre dezavantaje. Practic, sunt toate avantajele bicicletei. În primul rând, nu se potrivesc atât de bine pentru. Traseele care Presupun multe borduri și scări pentru că va trebui mereu să oprești Și Să cari tu trotineta după tine Pe scări sau să o ridici pe o bordură Nu sunt atât de potrivite pentru drumurile proaste În mare parte sunt gândite pentru Trotuare Nu sunt de acord cu ideea asta dar luând în calcul că mulți merg anume pe trotuare cu ele hai să zicem Sau pentru benzele special amenajate Și ultimul dezavantaj despre care vreau să zic este că dacă ea se descarcă, și cum spuneam, mai ai vreo 5-6 km până acasă, se încep dansurile. Vrei să urci cu ea în transport public ca să parcurgi ultima distanță, dar de regulă la orele de vârf transportul public e arhincarcat. încărcat. Și iarăși, trebuie mereu să iei în calcul, mereu să fii atent câtă energie mai ai tu în ea ca să poți ajunge cu ea acasă. Înainte să trag concluziile, vreau să te rog că dacă tu intenționezi să-ți cumperi unul din aceste două transporturi ecologice, consultă regulamentul circulației rutiere, pentru că sunt câteva reguli destul de importante. De exemplu, regulamentul circulației rutiere din Republica Moldova zice că poți merge cu o bicicletă sau o trotinetă electrică, prin, hai să zicem, pe drumurile publice, de la 14 sau 16 ani în funcție de dimensiuni și de viteze și de zonele prin care vrei tu să mergi. Și iarăși, sunt limite de viteză dacă mergi pe benzi, dacă mergi pe banda transportului public sau dacă mergi pe trotuare. Așa că, în funcție de orașul în care stai, verifică regulamentul circulației rutiere. Iar acum, hai să zicem concluziile. Deci, concluzia eu aș formula-o în felul următor. Pentru distanțele scurte, văd mai potrivite trotineta. În primul rând, va fi mai ieftin atunci când o vei cumpăra, e mai simplu să manevrezi, nu e atât de importantă, hai să zicem, confortul. Pentru distanțele lungi, din contra, cum am zis în cazul meu, 13 km, e mai potrivită deja bicicleta, pentru că uneori poți atinge și viteze mai mari, Uneori asta e posibil, plus la distanță de 13 km într-o singură direcție, deja va fi și mai comodă.